Vă rog frumos să mă ajutați și în continuare, dacă se poate. Dragi prieteni, suntem în localitatea Oravița, județul Caraș-Severin. Astăzi ne aflăm în casa unei femei neajutorate, se numește Hatmanu Elena. Noi o avem în atenția noastră de un an de zile și am sprijinit-o în ceea ce privește alimentele, lemnele și pâinea. Este o femeie care are nevoie de tot sprijinul nostru pentru că are o pensie mică și mai mult de jumătate din pensie merge pe medicamente pentru că este o femeie bolnavă, suferă de niște boli destul de severe. După cum vedeți, ea este la pat și nu prea poate să se descurce foarte bine și de această dată dorim să deschidem această campanie de strângere de fonduri pentru a o ajuta în continuare pentru încă un an de zile să-i asigurăm lemnele, pâinea și alimentele. Vă mulțumim tuturor donatorilor care vă implicați și o veți sprijini. Vă mulțumim că prin intermediul acestei asociații Speranță pentru România dumneavoastră doriți să sprijiniți această femeie. Ea dorește să facă un apel către dumneavoastră în acest sens. Vă rog frumos să mă ajutați și în continuare, dacă se poate. Vă mulțumim din suflet că n-ați fost indiferenți și că ați ajutat această femeie care are atâta nevoie de ajutorul nostru.